Ambasadorul Poloniei a dorit să vadă cât mai mult din Severin pe parcursul vizitei sale. Palatul Cultural Teodor Costescu l-a impresionat. Clădirea, lucrările de anvergură care se desfășoară aici, dar și istoria acestui edificiu. Ambasadorul Poloniei a aflat despre cât de mult a sacrificat Teodor Costescu pentru ca Severinul să se poată mândri cu un teatru de excepție. De altfel, ultima dorință a lui Costescu a fost îndeplinită de autoritățile locale. În mansarda teatrului s-au amenajat câteva camere de dormit pentru artiștii care vor susține spectacolul. Acolo aici. Ca să termine obiectivul și a vândut toată averea să facă acoperișul la Palatul Cultural și n-a apucat să mai facă locuințe. Noi le-am făcut pentru că am respectat întru totul voința celui care a inițiat acest proiect și practic și-a cheltuit averea. Ambasadorul a dorit să viziteze și cetatea medievală a Severinului. Aici zidurile au fost readuse la suprafață după o muncă minuțioasă, căci cele mai multe lucrări de restaurare au fost executate manual pentru a reda întocmai vremurile de odinioară. Aici vă invităm când este gata, pentru că o să facem și un ritual cu ostași îmbrăcați în perioada din epoca medievală, cu schimbul de gardă, avem cafenea, o să avem punctul de informare turistică, suveniruri. Sperăm să devină un punct de atracție pentru județ în general, nu? Mai ales că este chiar lângă Dunăre, este legat cu teatru foarte aproape, este muzeu de asemenea foarte aproape. Un complex. Este un complex istoric. Foarte interesant. Interesant de văzut. Din punctul de belvedere al cetății se poate observa insula Șimian, iar ambasadorul Poloniei în România a aflat și istoria tristă a insulei Ada Cale. S-a încercat o reeditare a vieții din insula Ada Cale. S-a reușit în mică măsură. Știu că este un proiect acum al Consiliului Județean, dar un proiect chiar foarte interesant. Dacă ăla s-ar putea finaliza, pentru că trebuie să recunoaștem turcii, pe lângă rolul care l-au avut ei în istorie, ca și comerț și schimb economic, și-au lăsat amprenta asupra zonei. Și am vizitat Palatul de Cultură, cetatea aici, și eu sunt foarte impresionat de progresul, de renovare, de inițiativa al autorității locale, și pentru mine este prima vizită în această zonă și cred că asta este una dintre cele mai frumoase zonele în România. Vorbeam acum câteva luni să vedeți că o să vină lumea să ne vadă. Ca să vină să ne vadă, trebuie să avem ce să arătăm. Vorbim despre istorie, vorbim despre tradiții ale Severinului și nu numai, ale României. Ia uitați, un exemplu elocvent este excelența sa, ambasadorul Poloniei, a vrut să vadă acest obiectiv. Sunt convins că după dânsu, în timp, când se va termina, vor să vină și alți vizitatori, mai ales că Polonia este pe locul 5 ca turiști în România. Așa că lucrurile sunt pe calea cea bună, zic eu. De la cetate, ambasadorul s-a îndreptat către Muzeul Regiunii Porților de Fier. Aici, președintele Consiliului Județean a fost cel care i-a prezentat istoria edificiului cultural. Totuși, principala misiune ambasadorului a fost aceea de a testa posibilele schimburi comerciale dintre mehedinți și Polonia. Domnul ambasador și-a arătat disponibilitatea, mai ales în ceea ce privește o eventuală desfacerea vinurilor din județul nostru în Republica Polonă, și-a arătat tot sprijinul. Există și alte oportunități de dezvoltare din punct de vedere economic. Pe de altă parte, așa cum ați constatat și dumneavoastră, a dorit și să viziteze obiectivele noastre care au strânsă legătură cu istoria noastră. Motiv pentru care, după ce a vizitat și cetatea Severinului, a dorit să vadă și piciorul podului și celelalte obiective istorice din acest complex. Ambasadorul a mai vizitat în Mehedinți și cimitirul catolic, unde sunt înmormântați 19 soldați polonezi căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial.